Salut, bună seara, mă auziți? Mamă, de ce s-a adunat lumea aici? O să facem un fel următor. Văd că lumea intră, să așteptăm un minut, două, să vedem cine se mai strânge. Și după aceea o să pornim un mic joc de vreo 5 minute până se adună și ceilalți participanți. Cred că majoritatea mă cunoașteți. Numele meu este Narcis. Vedeți acolo și echipa care a lucrat la acest proiect. O să dau acum, pasez tokenul la Roxana. Roxana, poți să dai tu pe chat acel joculeț în care să ne distrăm și noi 5 minute până se adună toată lumea? Sigur. Da? Dă-i tu pe chat acolo. Și să le explici ce și cum până se adună și ceilalți participanți. Sigur. Până se Hai adună așa. restul, am să vă rog, pentru cei care doresc să accesați următorul link pe care l-am pus în chat de pe telefon. Iar mai apoi, să introduceți acest cod pentru a lua parte la joculeț. Deci kahoot.it și apoi acest cod. Ia uite, l-avem pe Costin. Mai așteptăm 2 minute. Pentru cei care ați intrat abia acum, până se strâng și restul și putem începe oficial, ne gândeam să jucăm un mic joculeț. Puteți să intrați pe kahoot.it, linkul este și în chat. Iar mai apoi să introduceți acest cod pentru a lua parte la joc. A mai intrat cineva, Roxana? Că dacă nu intru eu, Da, joc eu. nu. Intră persoane. Da, să știi că eu știu răspunsurile, nu mă pun. Nu ar fi corect, Narcis. Da. Bun, mai așteptăm un minut până să începem. Iar pentru cei care au intrat abia acum, o să repet, până se strâng și ceilalți participanți, ne-am gândit să vă invităm la un mic joc. Pentru a participa, vă rog să intrați pe kahoot.it, linkul îl găsiți și în chat, și mai apoi să introduceți acest cod pentru a participa. Ok, eu zic să începem atunci. Ok, să vedem. Întrebările le veți citi pe ecran, iar răspunsurile le dați pe telefon. BRICS reprezintă o platformă de networking și content profesional, o rețea socială, un site de gaming sau un magazin online. E important de menționat faptul că nu contează doar dacă răspundeți corect, ci și cât de repede răspundeți. Vedem. Foarte bine. Iar podiumul arată în felul următor. Felicitări, Andrei. Ia să vedem. În trecut, BRICS se numea expertise.ro, networking.org, community.net sau PM Community. Ia să vedem dacă se schimbă podiumul. Foarte bine. Mergem mai departe.
Două dintre cele mai noi categorii de conținut BRICS în mediul online sunt BRICS News and Forum, BRICS Talks and BRICS Facts, BRICS Club sau BRICS Events. Ia să vedem. Cine ne-a urmărit în ultima perioadă pe rețelele de socializare? Pe mine? 3, 2, 1... Foarte bine, mergem mai departe. BRICS este abrevierea de la Be the reason you excel, bring your excellence, bring your experience, or bring your expertise. După cum v-ați mișcat, pare că știți deja răspunsul. Să vedem. Între Bring your expertise este răspunsul. Să vedem dacă se schimbă podiumul. Aproape, Lucia, ești foarte aproape. La fel și Elena și Radu. Culorile logo-ului BRICS sunt albastru, turcoaz, magenta, roșu, galben, albastru, alb, verde, portocaliu, mov, negru, roșu. Aia cu turcoaz e tare. Deci, nuanțele astea mă omoară, mă termină. Turcoaz ca turcoaz, dar magenta, n-ar ce să... Da. Să vedem. Foarte aproape, Elena. Dar Andrei încă este pe primul loc. Ultima întrebare care poate să schimbe decisiv soarta. O întrebare de 2000 de puncte. O întrebare bonus. Ia să vedem. Care a fost primul articol scris pe PM Community? 10 motive pentru a face valoarea sumativă, Point of Total Assumptions, partea 1 din 3, despre risk management sau din Cluj-Napoca despre examenul de PMP susținut online. Ia să vedem acum. Momentul adevărului. Ok. Iar podiumul este următorul, pe locul 3. Ade, felicitări! Pe locul 2, Lucia. Iar pe primul loc, Elena. Bravo, Elena! Bun, ca lumea. Și ce a câștigat Roxana? Recunoștința noastră, Narcis. Am înțeles. Ok. Bun, bun, bun. Hai, hai să-i dăm drumul că s-a strâns lumea. Oricum, suntem după ora 7. Roxana, poți să începi să declari? Mihai, am să te rog să, să dai tu share la ecran pentru a vedea și agenda. Și putem începe. Bună seara tuturor! Numele meu este Roxana Stăneiu și mai întâi numele întregii echipei BRICS. Aș vrea să vă spun că ne bucurăm tare mult să vă avem alături de noi în seara asta. Astăzi este despre începuturi. Și nu doar despre începuturi, ci despre o transformare, despre oportunități și chiar provocări. Astăzi este despre BRICS, sau cum îi spunem noi, Bring Your Expertise. Dar poate vă întrebați cum a luat naștere BRICS, cum am ajuns astăzi aici. Ei bine, e important să știți că BRICS este continuarea poveștii PM Community, o poveste pe care o scriem de mai bine de peste 10 ani și pe care ne-am dorit să o aducem către voi sub o altă formă, mai modernă, mai actuală și poate chiar puțin mai vie. Cu alte cuvinte, BRICS este o platformă online ce își propune să ofere gratuit profesioniștilor instrumentele de care au nevoie pentru a-și dezvolta brandul personal și pentru a-și valorifica aptitudinile, fiind locul unde ne place nouă să spunem entuziasmul întâlnește experiența. Cred că cu toții suntem de acord că trăim o perioadă cel puțin atipică, iar 2020 nu a fost deloc anul la care ne așteptam. Incertitudinea și nesiguranța sunt la ordinea zilei și, practic, busola normalității ne-a fost dată peste cap foarte, foarte tare. Iar de aceea, care ar fi cea mai bună modalitate de a trece peste această provocare, altfel decât împreună? De aici și comunitatea, care reunește oamenii pasionați de aceleași interese, care au aceleași valori, care sunt motivați de aceeași dorință de a deveni mai bun și care sunt inspirați de spiritul ăsta al comunității, care ne reunește pe toți. Chiar dacă este o comunitate online, sau poate mai ales online în perioada asta.
Astfel, în această seară, v-am prezenta rând pe rând ce oportunități ai ca membru BRICS și cum poți să beneficiezi la maximum de resursele pe care platforma ți le pune la dispoziție, precum și oamenii care stau în spatele BRICS. Așadar, ne vom petrece următoarea oră alături de Narcis, care vă va prezenta echipa, Mihai, care va puncta principalele funcționalități și diferențiatori ai platformei. Mai apoi ne vom îndrepta atenția către Sorina, care ne va povesti puțin despre ce înseamnă brandul BRICS și cum anume este comunicat în mediul online. Mai apoi, Elena ne va introduce în BRICS Talks, un nou feature foarte fain al platformei, dar pe care o voi lăsa pe ea să o povestească mai multe. Andreea ne va spune despre posibilitatea dezvoltării propriului webinar, iar în cele din urmă, Călin ne va ghida către poate cel mai folosit tool al platformei, anume partea de user blogs. Vom încheia mai apoi apoteotic cu Narcis, care va trece în revistă direcția în care vrem să creștem platforma BRICS și unde anume vrem să ajungem, precum și o sesiune de Q&A pentru a vă răspunde tuturor curiozităților, așa că vă rog pe tot parcursul acestei ore, dacă aveți neclarități, întrebări sau curiozități, să le lăsați în secțiunea de Q&A, iar la final vom dedica un anumit timp pentru a răspunde întrebărilor, urmând ca restul întrebărilor să fie adresate pe mail, pentru a ne asigura că toate curiozitățile sunt adresate. Așadar, bine ați venit, ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi și o să pasez tokenul virtual către Narcis, care vă va spune puțin despre echipă și despre cum am ajuns acum aici. Da, mulțumesc, Roxana, pentru token, îl țin strâns aici. Să știți că am puține emoții, puțin mai multe, o să încerc să fiu cât se poate de coerent, nu am un speech pregătit, dar, în fine, o să leg eu lucrurile. Am o mare rugăminte, acum sunteți destul de mulți intrați, aveți milă, nu dați prea tare în site, să nu-l puneți jos, că e lansarea, ne mai facem și de râs. Da? Deci, intrați și voi acolo, lăsați homepage-ul și mai intrați după aia pe rând, așa, unul câte unul, până facem noi optimizarea site-ului. Lucrăm la treaba asta. Să vă descriu sau aș vrea să vă introduc totuși puțin echipa care a participat la această lansare și la acest proiect. Aș începe cu acest proiect întâi, pentru că proiectul ăsta este destul de vechi, are deja 10 ani în spate și, pe bune, echipa din spate sunteți voi toți cei care sunteți aici, dar și alții care n-au reușit să intre în seara asta din vari motive, pentru că nu ajungeam în acest moment aici dacă nu erați voi, dacă nu ne dați idei, dacă nu intrați să citiți, dacă nu publicați. Mare parte dintre voi, mă uit în partea de attendance aici, ați și publicat articole și ați interacționat cu platforma și ne-a determinat acest lucru să mergem mai departe, să ducem practic povestea la următorul nivel și să ne ducem în direcția asta de BRICS. Dar sunt câțiva oameni care au lucrat acum în ultima perioadă, au pierdut ceva nopți, ca să spunem așa, și zile, pentru a pune bazele acestei comunități, să zicem, 2.0, și anume Bring Your Expertise. Aș începe în primul rând cu Mihai, care a fost alături de la începutul acestui proiect. El este cofondatorul BRICS, împreună cu mine. Are și foarte mult conținut aici, în zona asta de articole, dar în același timp este și cel care a spart gheața cu o funcționalitate, cu un conținut nou, de fapt, și anume BRICS Talks, despre care o să vi se ofere ceva detalii ceva mai târziu. Mulțumesc, Mihai, că ai fost aproape atâți ani și sper să fim sănătoși să o mai ducem un pic. Și după aceea predăm ștafeta la cei mai tineri. Aș continua cu Roxana, care este de fapt cumva project managerul acestei platforme, este integratorul acestei platforme. A pus toate lucrurile la oaltă, practic ne-a ajutat să comunicăm mai bine, să punem la punct toată strategia atât a lansării cât și a rebranduirii. Aș merge mai departe la Sorina, care a fost extrem de activă și ne-a ajutat foarte mult în zona de online marketing și pe partea de comunicare. Ea o să vă dea și de altfel și detaliile pe zona asta, cam care sunt canalele noastre de comunicare, cum intenționăm să comunicăm și încotro ne ducem.
din punctul ăsta de vedere. Mai departe, Andreea a fost și este cea care integrează și ține frâiele pe zona de produs și de feature-uri noi. Este un entuziast în zona de product management și încercăm să nu ieșim din cuvânt. Mulțumesc, Andreea, pentru implicare. Elena este un membru de bază în zona de management de proiect, dar și de leadership și de coaching. O să avem o componentă importantă în zona asta pe această platformă și ea va fi, de fapt, omul de legătură în continuare, pentru că nu este vorba numai despre lansarea acestui proiect și rebranduire, este vorba și de munca de zi cu zi, lucrurile pe care le vom face și de acum încolo. Deci Elena, în partea asta de leadership, de coaching, va fi persoana de legătură. Călin este un prieten vechi, mă leagă multe lucruri de el, dar lăsând la o parte lucrurile astea sau pasiunile comune pe care le avem și despre care nu vreau să spun acum, uite, am reușit să facem și un proiect împreună, Călin. El este manager de proiect al unui subprodus, care este unul dintre subprodusele de bază ale acestei platforme, sau ne așteptăm să fie unul dintre subprodusele de bază, și anume partea de user blocks. O să vă dea mai multe detalii când va vorbi de această funcționalitate. Și aș continua sau aș încheia, dar nu în cele din urmă, cu doi membri care nu sunt aici activi online. Unul dintre ei este prezent în attendance și care ne-a ajutat enorm în zona asta de branding. Ce vedeți voi acolo ca logo și ca identitate vizuală și acel, cum ai zis, turcoaz, nu? Ai zis turcoaz, magenta. Așa. Deci acele culori, trebuie să mulțumim la doi prieteni, și anume Manuela și Cristian, care au pus bazele unei firme noi și noi am fost unul, hai să zicem, unii dintre primii lor prieteni pe care i-au ajutat. Deci vă mulțumesc, Manuela și Cristian, pentru ajutorul în această direcție. Și a ieșit ceva super mișto. Noi suntem foarte încântați de treaba asta de identitate vizuală și de branding și de cum să zic eu, și de nume în sine. Ni se pare că reprezintă foarte bine practic ceea ce sau direcția în care vrem să mergem. Deci cam aceasta este echipa care a contribuit în zona asta de rebranding. Aș pasa mai departe tokenul către Mihai, care vă va spune un pic despre strategia și despre ceea ce înseamnă BRICS practic. Salutare, îmi pare bine că vorbesc după Narcis acum, că a prezentat el toată echipa, am misiunea, auzi, mai ușoară și sunt cumva încântat să vă povestesc ideea transformării PM Community în BRICS. Ea a venit în primele luni ale pandemiei și a lucrului ăstuia de acasă, la distanță, lucru care ne-a unit pe noi ca și echipă odată cu apariția ideii astea a fost că ne dorim o viziune comună despre cum putem ajuta mai bine profesioniștii, experții din diverse domenii să folosească platforma în a-și promova aptitudinile și cunoștințele. Adică e vorba despre voi, despre cum vă ajutăm pe voi să vă promovați mai bine propriile voastre skill-uri și cunoștințe și de ce nu să vi le valorificați într-un fel. Plecând de la această viziune și pentru a detalia-o, o să folosesc în continuare un instrument de comunicare cu stakeholderii. Este un instrument cunoscut ca elevator pitch. Probabil că l-ați mai auzit în anumite contexte sau elevator statement se mai numește. S-ar putea să recunoașteți pentru că e folosit în mediul agile și antreprenorial de către founders, inițiatorii unor produse sau unor business-uri noi, atunci când încearcă să stabilească o viziune comună cu stakeholderilor sau cu investitori. Și instrumentul ăsta, elevator pitch, e folosit de obicei la inițierea unui proiect. Adică când apare o idee nouă, așa cum suntem și noi acum în postura de a prezenta un eveniment de lansare, deci am găsit că ar fi potrivită alinierea temporală. O să vedeți în continuare că un elevator pitch nu pune accent pe detaliile de scope, de arie de cuprindere a produsului, ci mai degrabă el pune accent pe obiectivele produsului, ce își propune să rezolve
ce situații din viața celor cu care interacționează produsul încearcă acel produs să îmbunătățească. Și accentul pe obiective se pare că captează mai bine atenția. Ia să vă arăt acum cam cum arată lucrurile în practică. Să trecem de la teorie la practică, nu? Și am pregătit un template într-o primă instanță să vă arăt instrumentul. Ar trebui să apară dintr-un moment în altul și pe ecranul vostru. Și o să măresc un pic ca să aveți un preview mai clar a ce se întâmplă aici. Un pitch din acesta de tip elevator conține mai multe lucruri definitorii. De ce se numește elevator pitch? Nu pentru că neapărat pentru că are această structură etajată, da? Dar pentru că reprezintă o discuție foarte scurtă, succintă, nu neapărat purtată într-un lift, dar înțelegeți voi ideea menită să explice rapid ideea de business unui investitor. Și să spunem, acesta e interesat, dar e foarte ocupat. Și atunci ideea trebuie să fie exprimată rapid. El nu are mult timp la dispoziție, ar trebui să dureze discuția, să spunem, cât o călătorie cu liftul, nu știu, undeva sub 30 de secunde. Acum, o formă destul de populară a acestui mod de a exprima o idee nouă de business e următoarea, cea șerată pe ecran către voi. Pornim de la grupul țintă, căruia îi se adresează nou produs, da? For îl menționă. Apoi menționăm o problemă a oamenilor cu care acestea, persoanele acest grup țintă se confruntă. Apoi numele produsului nostru și categoria din care el face parte, ce soluție oferă la problema enunțată și care sunt produsele competitive cu care intră în competiție. La final menționăm, o să vedeți, un diferențiator major al produsului nostru. Deci asta e etajat statementul, ca să nu mai lungim foarte mult suspansul, pentru BRICS, pentru noua noastră ipostază, ar fi următorul. For experts and professionals, care sunteți voi, who need to promote and sell their skills, BRICS is a personal branding and skills showcase platform that provides proven expertise portfolio and marketplace sales channels. Unlike existing resume platforms such as LinkedIn, which are not providing experience, proving experience in any way, BRICS demonstrates skills and knowledge with articles, webinars, and content resources created by the professionals. Acestea fiind spuse, asta e viziunea către care ne îndreptăm și ce veți vedea în continuare este primul pas, primul increment de dezvoltare în direcția aceasta. Dau legătura mai departe colegii mele, Sorina, ea o să vă povestească un pic despre partea de comunicare și branding din jurul conceptului. Mulțumesc, Mihai! Vreau să vă spun că brandul BRICS este un brand nou creat în urma unui proces de rebranding al vechii platforme numite PM Community. În cadrul acestei platforme se împărtășeau informații despre project management în principal, însă acum ne dorim foarte mult să extindem. Așa am creat BRICS. De asemenea, prin BRICS, noi în ton cu noi branduri. Așa că acum BRICS este un brand modern, transformat într-o mare oportunitate pentru voi încă din perioada pandemiei. Noi comunicăm prin patru canale de comunicare, site-ul principal, care este pilonul principal, pagina de Facebook, pagina de LinkedIn și un canal de YouTube, iar în curând vrem să fim și pe podcast, adică să fim pe platformele destinate podcastului, precum Spotify sau Apple Podcast. Site-ul, cum ziceam, este primul nostru principal, care oferă posibilitatea de a deveni un membru BRICS prin crearea unui cont. Datorită acestui cont, veți putea
avea propriul vostru blog, unde să postați articole despre domeniul personal și expertiza voastră. Practic, prin acest blog nu facem altceva decât să contribuim la construirea brandului personal și să șeruim informații de calitate. Pe lângă acest feature, mai avem și alte categorii, precum povești de succes, interviuri, Brickstocks, forum și evenimente. Pe Facebook avem 3 rubrici interesante, zicem noi, am muncit destul de mult la ele. Avem Brickstocks, Bricks Facts, unde avem curiozități și articole. Pe LinkedIn urmărim cam aceeași structură, dar cu un tone of voice diferit pentru că avem un alt tip de target. Iar pe canalul de YouTube share-uim toate videourile din categoria Brickstocks. Dar am uitat un lucru foarte important, anume de unde vine BRICS, ce înseamnă BRICS mai exact. BRICS înseamnă Bring Your Expertise și BRICS este cadrul perfect în care profesioniști, dar și persoane aflate la început de drum, cu expertize diferite, șeruiesc informații și își creează un brand personal puternic, așa că vă invităm să bring your expertise. Și acum, Elena, o să te rog să ne povestești mai mult despre categoria noastră preferată, Brickstocks. Sigur că da. Mulțumesc, Sorina. Așa cum spuneam, Bring Your Expertise este o comunitate în care credem cu pasiune în puterea ideilor și mai ales a împărtășirii experiențelor noastre cu ceilalți. Astfel am creat seria Brickstocks, un tip nou de conținut, prin care ne propunem să prezentăm discuții între 2 sau mai multe persoane pe teme de actualitate. Iar cei care au spart gheața sunt chiar colegii noștri, Andreea și Mihai, care în primul episod Scrum Anti-Patterns ne vorbesc despre backlog-ul supraaglomerat. Ei propun soluții și abordări pe care le-au experimentat și care îți pot fi la rândul tău de folos. În cazul în care te-am făcut curios, stai aproape pentru a vedea continuarea seriei Scrum Anti-Patterns, disponibilă atât video cât și audio, și pregătește pentru noi discuții pe teme precum Agile and Running sau influențele culturale în mediul de business. Iar dacă îți place ideea noastră, poți provoca și tu un prieten să faceți un astfel de one-to-one împreună și să împărtășiți experiența voastră cu întreaga comunitate BRICS. Noi te așteptăm alături de noi să descoperi mai multe și îi predau ștafeta colegii mele, Andreea. Mulțumesc foarte mult, Elena. Tot din categoria împărtășit de experiență, o să povestesc și eu despre un alt beneficiu pe care BRICS îl pune la dispoziție membrilor comunității, și anume aceea de a organiza sau participa, sau și organiza și participa un webinar. Practic, oricine poate să organizeze un webinar pe diverse teme, fie că este o temă proprie, da, pe care a ales-o chiar el sau ea, fie că este vorba despre o temă pe care poate alți membri din comunitate au propus-o. Bottom line este că oricine poate să organizeze acest webinar. De ce ne-am gândit noi la treaba asta? Pentru că, după cum știți, în contextul actual este mai dificil să participăm la meetup-uri sau să avem diverse discuții, da, face-to-face pe diverse teme, și atunci am zis că ar fi mai bine să-l mutăm în mediul online. Primul webinar pe care o să-l organizăm este ținut de mine, este un webinar gratuit pe tema Measuring Product Value. O să vă povestesc puțin cam cum am ales această temă. Tocmai ce v-a spus Elena despre Brickstocks. Ei bine, când pregăteam primul episod pentru Brickstocks, discutam cu Mihai și ne-am gândit inițial să adresăm această temă în acel episod, da? Measuring Product Value, pentru că multă lume vrea să o facă, dar mulți se întreabă cum să o facă. Și atunci, în etapa asta de research, să zic așa, am susținut de multe informații încât ne-am gândit că sunt pic cam multe pentru a le sumariza în 5 minute. Așa că am zis, ok, hai să dăm startul și acestui nou beneficiu, partea de webinar, pe tema de Measuring Product Value. Vă invit să participați, va avea loc în data de 21 octombrie, de la ora 19. Vom discuta despre anumite categorii de indicatori și cât de utili sunt aceștia în partea asta de Measuring Product Value. O să șeruim niște resurse și, de ce nu, o să facem și o activitate, care va fi surpriză. Da? Vă invit să participați ca să vedeți de ce este vorba. Cam atât despre webinarii. Predau ștafeta către colegul meu, Călin. Înainte să trecem la Călin, ca un mic reminder, puteți oricând să adresați întrebările în secțiunea de Q&A, iar noi la sfârșit le vom prelua pentru a răspunde tuturor curiozităților voastre.
Mulțumesc. Călin, ai legătura. Salutare tuturor, sper că m-auziți bine. O să încerc să fac și un share screen, să vedeți mai exact ce am de gând să vă arăt. Să-mi spuneți dacă se vede. Da, se vede, da. Ce ai șeruit? Da? Bun, mulțumesc. Da, o funcționalitate foarte utilă, spunem noi, pe care schimbarea de la PM Community la Brix o aduce, este aceea de user blogs. O să vă încurajăm să vă faceți un cont și veți vedea în partea din stânga sus opțiunile de înregistrează-te și intră în profilul meu după ce vă veți face un cont. Veți avea oportunitatea să puteți să publicați ce articole considerați că sunt utile pentru comunitate și articole care vă pot pune în valoare experiența și ceea ce doriți să aduceți în atenția colegilor și a comunității. Iar în partea de profil veți avea opțiunile clasice ale unui profil de orice, să zicem, neapărat social media, dar al unei aplicații unde aveți o posibilitate să vă prezentați. Eu am apăsat să se încarce, dar bănuiesc că sunt destul de mulți cei dintre dumneavoastră care doresc să acceseze în acest moment site-ul. Vreau să vă arăt partea de dashboard existentă, pentru că sunt câteva funcționalități utile. Îmi dau seama de ce nu... Unele opțiuni sunt încă în lucru și trebuie să le facem un mic de fine-tuning. După ce vă faceți un profil, puteți să vă puneți o poză, puteți să vă personalizați printr-un cover image, puteți să puneți informațiile despre experiența voastră, vă puteți atașa unui grup, puteți vedea posturile pe care le-ați publicat, să trimiteți mesaje sau să vă împrieteniți cu diversi membri ai comunității și veți primi notificări când anumite teme la care țineți să fiți la curent vor apărea pe site. Iar în Brix Community, în partea de blogurile membrilor, veți găsi absolut toate articolele pe care toți membrii grupului le vor publica. Chiar vă încurajăm să vă faceți cont și vreau să vă aduc, să vă spun un beneficiu. Articolele pe care le veți publica pe Brix vă pot aduce PDU-uri în cazul în care vreți să vă reînnoiți certificarea PMP sau o certificare PMI, pentru că puteți apoi să înscrieți aceasta pe site-ul PMI, în secțiunea articole, publicații și să luați un număr de PDU-uri pentru validare. Cam atât aveam de prezentat pe partea de user blogs și vă încurajez să citiți ultimele articole publicate, unul pe care l-am publicat eu chiar astăzi. Dacă doriți să aflați poate o idee nouă despre cum putem să adaptăm la pandemie o echipă Scrum. Am să dau legătura lui Narcis, poate să vă spună despre comunitate și despre articole, că știu, Narcis, că există o opțiune apoi după ce publici articolul să ajungă să fie validat ca articol în cel mai citit și există o parte de promovare în acest fel. Da.
Da, așa este. Mulțumesc, Călin. Într-adevăr, această funcționalitate este una dintre funcționalitățile, să spunem, mai noi în cadrul platformei. Dincolo de faptul că vă puteți publica extrem de ușor articole în zona de user blogs, deci practic veți avea propriul blog, puteți să le publicați după cum doriți voi, le puteți share cu un prieten, cu un grup sau pot fi trimise unui prieten pentru review înainte să fie publicate online către toată lumea sau puteți să le publicați direct după cum doriți. Vă invit să dați în site începând de seara asta sau de mâine cât puteți, să vă jucați cât mai mult și vă așteptăm cu întrebări și cu sugestii în zona asta, pentru că lucrând în iterații, practic orice părere, orice idee contează. Asta apropo de această funcționalitate pe care a prezentat-o Călin. Aș vrea însă să merg un pic mai departe, dacă tot mi-ai pasat, să zicem, tokenul, Călin. Și aș vrea să spun că, de fapt, ce ne dorim cu această platformă, în primul rând, este să oferim un instrument extrem de facil către cei care au idei de șăruit, care au idei de validat și care au, până la urmă, un interes în, sau o dorință în a-și construi un brand personal în zona asta profesională. Sunt multe lucruri pe care le puteți face în acest moment. De exemplu, partea de Brief Talks. Noi oferim în acest moment pentru cei care nu au partea de infrastructură, chiar și partea de infrastructură, voi doar trebuie să veniți cu ideea și cu partea asta, hai să zicem, de video, ca să putem să le înregistrăm și să le punem online, la fel și la webinarii. Dacă aveți idei de webinarii pe care le vreți puse în practică, la fel putem să venim cu partea de infrastructură aici, astfel încât să le planificăm și să le share-uim ca evenimente în viitor către cei care sunt interesați. La fel în zona sau se păstrează în continuare zonele care au avut succes și anume zona de interviuri, știu că a fost o zonă destul de importantă. Vom relua de anul viitor și o parte din acele sondaje salariale, dacă vă aduceți aminte, foarte căutate și foarte vizitate au fost și încercăm să o tratăm în parteneriat ca să aducem, cum să zic eu, o marjă de eroare sau o notă de profesionalism cât mai ridicată în această zonă, dar aș vrea să mă duc puțin cel mai departe unde tindem din punct de vedere caracteristici, feature-uri și ce ne mai dorim să adăugăm. Un lucru important pe care vrem să-l adăugăm în site și pe care îl vom avea în viitor apropiat este partea de audio. A menționat Sorina ceva cu Spotify, cu un canal de comunicare în zona asta de podcasturi. Pe viitor, toate articolele și toate interviurile vor avea și o variantă audio, atât built-in in site, dar și pe canalul nostru audio pe care vom comunica. Deci vom avea, într-adevăr, vom avea și partea asta de audio. Va fi o metodă foarte ușoară pentru cei care dețin certificări PMI și nu numai, și alte tipuri de certificări, să își strângă acele puncte pentru reînnoirea certificărilor. Știți că sunt câteva categorii acolo care permit, printr-un efort personal de creație în diferite zone, și de șăruire, de coaching și de mentoring, să poți să câștigi PD-uri sau puncte profesionale. Practic se poate face relativ ușor treaba asta. Ce mai vrem să facem în continuare este să introducem o zonă de gamification. Nu știu dacă sunteți familiarizați cu treaba asta. Cei care au mai jucat, care mai sunt gameri pe aici, cred că avem câțiva, știu despre ce este vorba. Nu vrem neapărat să trezim aici acum o competitivitate de asta, să vă dați la geale, dar știți cum e, o mică competiție, un challenge între prieteni poate să ducă la ceva creativitate. Eu vă spun, sunt client, foarte loial la Garmin. Nu știu dacă ați auzit de aplicația de Garmin. Deci eu sunt
foarte impresionat de ce au făcut ei acolo și vrem cumva să copiem, e adevărat, din zona sportului, din zona profesională, partea asta de gamification. Practic vrem să transformăm acest site în site-ul cu 1000 de fețe. De ce? Atunci când, sau cum? Atunci când te vei loga în această platformă, practic, pe baza preferințelor tale, pe baza intereselor pe care tu le ai, să-ți afișeze propria variantă a site-ului, în care vei vedea ce te interesează. E adevărat, vom avea și o pagină by default pentru cei care nu sunt logați și care nu au preferințe, care nu sunt asociați cu un grup sau cu alt grup. V-a spus, Călin, că există și opțiunea de asociere cu un grup. E, numai cu un grup, cu mai multe grupuri. Poți fi membru la mai multe grupuri, la mai multe comunități sau mini-comunități în care se pot dezbate idei tehnice sau foarte tehnice, pentru că nu vrem cu acest site să adresăm, știu că am plecat din zona de project management, dar nu vrem să adresăm numai project management-ul, vrem să adresăm practic orice zonă profesională care ar vrea să adere la această platformă. Și mă refer aici atât, uite, de exemplu, în zona de craftsman, cât și la de zona, hai să zicem, mai tehnică, cât și în zona financiară, atât în zona de educație, cât și în zona de coaching, astfel încât să, știți cum e, dintr-o efervescență și într-o comunitate se pot crea idei și se pot crea, eu știu, lucruri mai, mult mai frumoase. Oferim practic un hub, oferim practic o platformă sau încercăm să construim o platformă pe care să o folosiți pentru a crea valoare. Practic asta ne interesează. Și nu în ultimul rând, dincolo de treaba asta, vrem să o transformăm la un moment dat într-un instrument care să vă permite să vă monetizați experiența, adică să transformați experiența voastră, ceea ce creați, în bani. Într-un fel de marketplace în care vă puteți vinde la un moment dat webinarii, vă puteți vinde content, conținut, vă puteți vinde ore de consultanță sau ore ca freelancer de, eu știu, de dezvoltare anumitor lucruri. Deci, practic, cam în zona asta tindem, în care să oferim un instrument prin care poți să îți folosești sau să-ți transformi timpul pe care l-ai de oferit în bani într-un mod, să zicem, facil. Doar trebuie să-ți construiești un brand, să poți, eu știu, ca acel brand să poți să-l vinzi sau să-l duci mai departe, să poată permită, știu, o monetizare. Este evident că unii dintre participanți vor fi mai experimentați, vor avea deja un brand prin asocierea această platformă, alții sunt mai la început, o să trebuiască să-și construiască prin contentul pe care îl oferă. De aceea, cred că este extrem de important să vă și gândiți la o direcție în carieră, cei care sunt mai noi, să vă gândiți și cum vreți să fiți identificați din punct de vedere branding personal și să construiți în zona aceea cu grijă și cu atenție, inclusiv din punct de vedere al limbii române, pentru că articolele în mare parte aici vor fi, sau conținutul va fi în limba română și va avea evident feedback și review-uri de la cei care sunt, eu știu, cititori sau membrii, sau care interacționează cu această platformă. Deci cam în zona asta vrem să ne ducem. Noi o să comunicăm prin intermediul canalelor pe care le avem toate realizările și toate lucrurile care se pun în practică. Lucrăm într-un mod iterativ și lucrurile pe care vi le-am prezentat vor veni încetul cu încetul. Pe de altă parte, tot ce există acum va fi îmbunătățit în sensul că pe baza feedback-ului și pe baza analizelor pe care le vom face, vom veni cu feature-uri și cu add-on-uri ca să ne permită o utilizare și mai ușoară acestei și mai facilă acestei platforme. Practic cam asta a fost sau cam asta vreau să vă spun ca direcție. Din punctul meu de vedere, vă aștept pe de altă parte să numai să o testați, cum să zic eu, din punct de vedere caracteristici, feature-uri, dar chiar să o folosiți. Și numai să o folosiți, dar chiar să, fără să vă fie jenă și fără falsă modestie, să vă share-uiți contentul pe platformele cu care voi interacționați pentru a culege feedback legat de ceea ce creați în această platformă.
cam asta, să zicem, ca direcție. Dacă aveți întrebări, o să vă rog să le puneți, sau nu știu dacă, eu nu văd acum întrebările, dar dacă sunt, vă rog să le adresați. Acum avem o perioadă de întrebări și răspunsuri. Da, trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri. Iar prima întrebare este, platforma apare prin funcționalități similare o versiune românească a stilului PMI, projectmanagement.com. Sunt acordate PDU-uri pentru contribuții printr-un proces de validare cu PMI sau există un alt mecanism? Da, bună întrebarea. Și aici, într-adevăr, pot să vă spun, Teo, am văzut, tu ai pus întrebarea. Noi am avut câteva surse de inspirație aici. Una dintre ele, într-adevăr, a fost projectmanagement.com. Da? Deci a fost, într-adevăr, ne-am uitat, ne-a plăcut, mi-au plăcut câteva lucruri acolo. Sunt câteva lucruri pe care nu le-am găsit acolo și pe care aș fi vrut să le văd. Sub forma de site-ul cu 1000 de fețe de care vă ziceam, zona asta iar de marketplace, plus alte lucruri care trec dincolo de granița project managementului, pentru că spuneam că vrem ceva mai mult de atât, numai project management. Modalitatea de validare în acest moment este în felul următor. Uite, de exemplu, la acest webinar am participat, practic el este înregistrat pe site-ul PMI. Și practic pentru acest webinar primim un PDU. Nu pentru toate evenimentele se va primi automat un PDU. Există două modalități de asumite PDU-uri. Unele sunt, hai să zicem, preaprobate și unele sunt, cum să zic eu, cerute, da? Raportate. Și ei le acceptă sau nu le acceptă, da? Deci acum, conținutul pe care voi îl faceți nu este preaprobat. Deci dacă faceți un webinar sau faceți un articol, el nu este automat înregistrat în sistemul PMI, ci trebuie raportat de către voi, conform regulii de aur, da, o oră egal cu un PDU, acum depinde la articole și la, în fine, că acolo e vorba și de faptul că l-ai conceput, să spunem. Deci cam astea sunt mecanismele. Sunt anumite lucruri, de exemplu, dacă facem un webinar sau dacă faci un webinar Teo pe care noi îl înregistrăm totuși aici ca eveniment în platformă, el va fi preaprobat, da, să zicem, la PMI. Dar încă o dată nu vreau să limităm numai la PMI. E adevărat, istoricul nostru a fost într-adevăr pe zona de certificări PMI, dar aș vrea să trecem dincolo de, sau să adresăm și alte zone, da? Dar dacă ai un webinar pe care îl înregistrăm pe această platformă, el poate fi înregistrat în sistemul PMI și preaprobat. Altfel, la articole sau webinare pe care doar le șăruiești aici, prin cadrul acestei platforme, alea sunt sau va trebui cumva să le, cum să zic eu, să le ceri. Da? Adică să le raportezi acolo și îți dau ei. În principiu știi cum e, că se cam dau punctele alea, dar acum na. Mulțumim mult, Narcis. O altă întrebare este dacă avem un plan întâlniri cu anumită frecvență cu membrii comunității. Întâlniri de-astea fizice, nu? Nu neapărat. Și online? Bine, fizice după ce trece nebunia asta. Cine știe când o să treacă? O să ne întâlnim și o să ne pupăm. O să ne facem o horă de-asta, așa? Da, facem, o să facem întâlniri. Să știți că, uite, ceea ce se întâmplă în seara asta a venit ca, și ca urmare a unui feedback pe care l-am tot primit. Fiecare dintre noi, na, avem prieteni, avem, băi, Narcis, hai mă, facem și noi o întâlnire de aia, că tot vorbim așa one-to-one și hai să facem. Acum ăsta e stilul webinar. Acum mai rău că am tot discutat. Mă, ce facem? Dăm voce la toată lumea. Uite, suntem vreo 50. Mamă, îți dai seama dacă ne apucam toți să vorbim. Sau își lăsa unul on mute și s-auzea pisica, altul cățelul, altul doi copii. Și am zis, hai să o facem pe asta sub formă de webinar. Adică tăiem partea asta de audio ca să putem să prezentăm, să ne încadrăm totuși într-o oră, pe cât posibil. Și o să facem evenimente, da, o să continuăm. Nu avem o recurență, n-am stabilit încă. În momentul de față, prioritatea noastră în acest moment este să oferim cât mai multe funcționalități cu care voi, sau cât mai plăcute, cât mai ușoare, cu care voi să interacționați. Dar cu siguranță o să mai facem evenimente, o să stabilim o recurență și le anunțăm pe site. Evenimente online deocamdată, adică, na,
Da, o să fie anunțate pe site. Legat și de... mai, scuză-mă, și mai vreau să spun ceva. Vor fi, dincolo de astfel de evenimente, hai să zicem că ăsta e un eveniment mai general, vor fi evenimente pe grupuri. Puteți voi să propuneți evenimente. Sunt grupuri, noi am creat câteva grupuri așa, mai mult sub forma de placeholdere, da? Bazat iar pe istoric. Am creat un grup al celor care sunt certificați PMP. Ok, am făcut acolo, că asta m-a dus cap. Dar vor fi mai multe grupuri, vor fi mai multe... sau vă invit să generați sau să... cum să zic eu, să creați grupuri sau să sugerați crearea unor grupuri în care puteți să facem întâlniri mai mici și acolo chiar putem să stăm de vorbă toți. Adică... Legat de funcționalități, pe partea de webinare, avem o întrebare. Cum pot propune o idee de webinar? Sunt anumite teme prestabilite sau poate veni oricine cu orice idee? Poate să vină fiecare cu orice idee. O să avem și câteva teme prestabilite și cine vrea să se înscrie la fel. Da? Deci vor fi și astfel de lucruri. Deci vor fi ambele variante. Daniel ne întreabă dacă intenționăm să adăugăm pe platformă și funcționalitatea de a încărca, descărca diverse resurse, ceva similar cu PMI Standard Plus. Da, categoric. Asta este una dintre funcționalitățile, este una dintre cele mai ușoare pe care le putem implementa. În momentul de față, hai să zicem, am pus-o deoparte, căutăm, hai să zicem, o modalitate care să, cum să zic eu, să fie și de viitor, să integreze bine, bine, din punct de vedere tehnic, vă zic aici ceva, PHP 7, în fine, să integreze cu platformele care le avem, să fie de viitor. Da, deci cu siguranță suntem într-o analiză să vedem pe care dintre plugin-urile respective mergem, să le instalăm ca să meargă acest aspect, acest lucru, să fie și mai cât mai frumos în site. O întrebare care vine din zona PM Community. Mai există zona de forum, care era foarte utilă pentru anumiți membri? Da, numai că există, dar vă zic un secret. Deci acum, vă zic, suntem în trenul. Deci fiți atenți, azi noapte am pus site-ul jos de câteva ori. Deci nu prea mergea, dar așa îmi place, că am mai făcut treaba asta și în trecut. Și ziceam, mamă, vine prezentarea, să vezi că n-avem, nu ne merge site-ul, ce facem? Punem niște mock-up-uri de-alea și uite, cam așa vrem să arate site-ul. Ce am făcut? Am migrat vechiul forum pe o platformă BB Press, mult mai care se integrează mult mai ușor cu multe lucruri, chiar și cu partea de, hai să zicem, pe care o avem noi, vrem să ne integrăm cu partea de WooCommerce. V-am zis că ca să vă monetizați, să vă vindeți ore și tot felul de lucruri. Vedeți că forumul practic este în zona de Bricks Community. În Bricks Community acolo, în meniu, găsiți practic toate funcționalitățile care țin de comunitate. Dacă nu sunteți logați, v-a zis Călin, aveți, nu vedeți zona de MyBricks. MyBricks apare numai în contextul în care ești logat. Deci doar dacă ești logat, apare MyBricks, unde vezi profilul meu, ca să zicem așa, sau al tău, da, nu al meu, al tău. Da? Așa se numește, profilul meu, adică că e al tău. Și că poți să publici articole, v-am zis, fără nicio limitare. Deci, cam asta este. Legat de membri, avem o întrebare dacă există vreun cost asociat calității de membru BRICS. Nu. Costul este zero. Ok. O altă întrebare este dacă tu ca membru poți crea propria ta subcomunitate. Da. Și cum poți să te popularizezi în cadrul forumului? Da, poți să creezi. Există opțiunea de grup. Poți să creezi un grup. Poți să-ți dai invite la prieteni sau la cine consideri tu. Da, pe interese sau pe, hai să zicem, pe afinități din punct de vedere business sau profesional. Da, de exemplu, poți să faci un grup pe un anumit tip de abordare adaptivă, nu știu, XP, sau poți să faci ceva pe financiar, sau se poate face acolo. Oricum, cei care sunt mai la început, vă puteți juca pe acolo și dacă aveți nevoie de ajutor, vedeți că am publicat acolo, e o pagină de întrebări cele mai frecvente. Dar dacă nu vă satisface, nu, că oricum de-abia am pus câteva, de fapt sunt întrebările pe care mi le-am pus singur și am răspuns, că n-am primit deocamdată alte întrebări. Dar dacă aveți întrebări, cred că majoritatea aveți adresele noastre de e-mail, a mea, a lui Mihai, sau dacă nu le aveți, aveți Office, aveți adresa acolo, office@bricks.ro, și răspundeți răspundem la ele, să vă ajutăm. Eventual putem seta, dar de obicei seara, mici sesiuni, hai să zicem, de demo-uri, ca să vă arătăm cum funcționează niște lucruri, în cazul în care nu vă descurcați. Da? Deci se poate face treaba asta. O altă întrebare este legat de BricksTalks. Care sunt pașii pentru a face propriul podcast?
cu cine iau legătura și cum pot să propun o temă și o persoană care să, cu care să am un unul la unul. Există două canale, aici tratăm oficial. Vedeți că aveți adresa de e-mail acolo, office@brix.ro, da? Dați acolo ideea, dați și vă vom contacta pentru detalii. În principiu, pentru Brix Talks aveți nevoie de o idee. Eu știu, din punct de vedere concept, gândiți-vă așa că este ceva video, ar trebui să fie destul de limitat ca timp, pentru că lumea nu prea, se cam plictisește, știți? Adică dacă stai o oră de vorbă și nu ești pleșu, e cam greu. Și atunci, acolo câteva minute... cred că e ok. Vă trebuie o cameră sau, în fine, o cameră și o platformă de asta de comunicare, gen Zoom și așa mai departe. Le trimiteți, putem face noi editarea video, de asta ziceam că vă ajutăm, ori vă ajutăm cu infrastructura în cazul care nu aveți partea asta, să zicem, de... Dar ori dați pe Office și acum nu vreau să zic, dar ne mai puteți da și nouă așa. Acum suntem la început, suntem mai puțini. 39 de prieteni aici, îi putem ajuta în mod direct. Aveți adresele noastre de e-mail. Exact. Și o mențiune, cum a spus și Narcis, este cazul în care poate nu aveți un cont de Zoom, noi vă susținem și cu infrastructura din punctul ăsta de vedere. O întrebare de la Loredana. Vechiul user PM community funcționează în continuare? Da. Da, numai că funcționează în continuare, userii rămân. Dincolo de asta, o să oferim foarte repede, o să oferim o facilitate de logare cu contul tău de social media, adică gen Facebook, Gmail sau și așa mai departe. Adică o să integrăm partea asta, dar vechii user rămân. Dacă vă mai aduceți aminte parolele, dacă nu, dați acolo reset password, măcar userul să-l mai știți sau... Fine. Dacă nu, faceți unul nou. Iar pentru zona de user, noi avem o întrebare. Cum pot adera la o anumită comunitate? La un anumit grup, nu? La un anumit. După ce te-ai logat, dai pe acolo în meniu. Vedeți că există la MyBricks grupuri, da? Dai acolo și alegi la care grup vrei să devii membru. Dar întâi vă logați, da? Vă logați, intrați cu userul vostru și, pe urmă, vă alegeți la ce grupuri vreți să deveniți membri. V-am zis, odată deveniți membru, practic, pe baza intereselor tale, vom construi această facilitate, care ne va lua un pic, astfel încât să aveți propria interfață a site-ului în funcție de interesele voastre. Ok. Cam astea au fost întrebările. În cazul în care mai aveți alte întrebări, am să vă rog să le lăsați aici, pentru că chiar acum mi-a venit o întrebare așa de pe ultima 100 de metri. La carieră, pe lângă certificări și salarii, poate exista și un domeniu unde membrii pot oferi informații despre poziții disponibile în compania unde aceștia lucrează? De exemplu, oferte de joburi. Cum se întâmplă? Da, să știi că, Iulian, să știi că am avut treaba asta în PM Community. Atunci, tot așa am oferit-o, a funcționat. Cred că unii și-au găsit joburi prin intermediul site-ului atunci, dar nu prea ne-am ținut noi și nu prea am avut. Putem să o construim. Am primit niște oferte de colaborare cu niște platforme de joburi, dar putem să o construim și noi, să vedem. Aici cred că o să mai, nu știu, eventual mai discutăm între noi. Fiind o formă de networking și o comunitate, cred că ar fi o idee bună să prindem partea asta aici. Da, adică dacă aveți joburi, să le puteți raporta și aici. Știu că prima direcție este să te duci pe un site dedicat pentru treaba asta, dar na. Da. În cazul în care mai aveți întrebări, cum spuneam, nu ezitați să reveniți către noi. Noi vom face follow-up pe mail cu toate răspunsurile pentru a ne asigura că toate curiozitățile voastre sunt acolo bine răspunse. Acestea fiind spuse, noi vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi în seara asta. Cum spuneam în deschidere, astăzi a fost despre începuturi și suntem foarte bucuroși că am reușit să lansăm oficial platforma Brix împreună. Cum spunea și Narcis, ne dorim ca Brix să fie un spațiu care facilitează networking-ul și face legătura între nevoi și soluții, între profesioniști, între cererea de aptitudini specifice și oferta de experiență dovedită. Ne dorim ca Brix, practic, să fie acel loc în care te întorci cu drag pentru a vedea ce articole s-au mai postat, ce webinare urmează să se întâmple, cine mai vorbește la Brix Talks. Brix, practic, este despre voi.
despre a face primul pas către brandul tău personal, despre a cunoaște oameni cu aceleași interese, despre a-ți valida ideile, despre a pune întrebările bune și a găsi răspunsurile, care evident vor genera alte întrebări. Brix este despre noutate și inovație, despre curajul de a merge mai departe sub o altă formă, în poate cea mai provocatoare perioadă a ultimului deceniu. Așadar, vă invităm să explorați platforma în detaliu, să vă jucați cu feature-urile cele noi, să faceți primul pas către a da mai departe câte un pic din experiența voastră, întregii comunități, căci până la urmă scopul este să creștem împreună. Și o vom face, pentru că povestea merge mai departe, alături de voi. Mulțumim foarte mult! Încă o dată. Și eu vă mulțumesc și ținem aproape. O să vedeți, de fapt, rubrica de asta de evenimente este deja pe site. Vreau să vă mai spun doar un scurt detaliu. Practic, toate evenimentele vor fi accesibile și on demand. Practic, după ceea ce se va întâmpla, vor fi înregistrate, ca să știți. Deci dacă, eu știu, timpul nu vă permite, le puteți accesa oricând și după aceea. Asta ca un detaliu am uitat să spun. Altfel, nu pot să, decât să mulțumesc întregii echipe care a participat cu un efort, nu știu cum să zic, gândiți-vă că așa cum toți avem joburi, deci și ei și au avut joburi, au muncit seara și noaptea și ai și ceva mișto, o să fie și mai mișto, continuăm munca și vă așteptăm să mărim echipa, nu? Că asta este ideea și să ducem treaba mai, povestea asta să o ducem mai departe împreună și știți ce? Și să câștigăm bani, că și asta e ideea, hai să ne vindem, ce să mai, deci să punem acolo marketplace, am o oră, în loc să plin cățelul, hai să... sau pe lângă faptul că prin cățelul, hai să o monetizez cumva. Deci mulțumesc încă o dată pentru participare, vă mulțumesc tuturor, mulțumesc întregii echipe care a participat la crearea acestui nou brand din toate punctele de vedere și ținem aproape, nu? Ținem aproape și ne auzim cu data, ne auzim data viitoare. Împreună. Bun, mulțumim. O seară mult. Plăcută. Mulțumim. Seara frumoasă! Seara frumoasă! Seara bună! La revedere!